Abraț și un photo finish plin de suspans. Intră în platoul nostru câștigătorul concursului Kevin de România. Nimeni altul decât băiatul pe care voi cei de acasă l-ați votat pe Instagram cu inimioare, Kevin Popa din Brașov. Ai câștigat. Tu ești Kevin din Brașov. Din Brașov, da, tu ești Kevin de la concursul nostru. Da. Ești foarte simpatic. Știi că tu ai primit cele mai multe inimioare, da. Și practic ai fost la, cum să zic așa, la o luptă foarte strânsă cu ceilalți Kevin. Da, știu. Da, ce faci? Ai și pagine de Instagram, am văzut. Kevin Popa, da. Nu? Da. Super, tare. Dar știi că dacă facem concurs și cu Denis Pericol public, putem să te invităm și pe tine atunci. Era un copil năstrușnic. Da, eu știu că mai ai un frate. Aș vrea să-l chem și pe fratele tău. A fost data trecută, cum îl cheamă? Casian, ia vină mă Casian puțin, asta-i zic Eusebiu. Casian, dar stai că n-am microfon. Le-a luat Horia, cred că, pe toate. Pentru că o să vină și Horia Brenciu imediat. Deci, Casian, stai că stau eu între voi. Stai mă, stai așa, dă-te mai încolo puțin să stau eu între voi. Deci, bravo, ia uite aici oameni buni. Doi frați senzaționali și să știți că ei mai au o soră. Sora lor este acolo în spatele camerelor de filmat. A venit cu părinții de la Brașov. Acolo sunt părinții lui Kevin și sora. Cum o cheamă pe sora ta? Ana. Ana? Da. Ana. Și pe tine, deci cum te cheamă? Casian. Casian și pe tine Kevin, da? Da. Eu vreau să fiți foarte sinceri cu mine și să spuneți care dintre voi face cele mai multe prostii. Care face cele mai multe prostii? Dintre... Poftim? Amândoi. Amândoi. Amândoi faceți multe prostii? Da. Care dintre voi mănâncă mai multe dulciuri? Eu. Așa e? Da. Normal, pentru că tu ești mai mic și n-ai voie, nu-i așa? Dar vreau să fii sincer, care dintre voi enervează mai mult pe sora voastră, pe Ana? Eu. Așa e? Da. Perfect. Și care dintre voi doi și-ar dori să rămână cel mai mult singur acasă? Eu. Cum? Eu. Ce ne facem? Că fiecare vor să rămână singuri acasă. Dar care e mai, cum să zic eu, neastâmpărat? Tu sau tu? Eu. E mai neastâmpărat? Da. Te ceartă? Da. Te supără câteodată? Da, mă supără. Te enervează? Da, și țipă la mine. Țipă la tine? Păi și când țipă la tine, ce zice? Că îl enervez. Că îl enervez? Păi fii atent, tu de acum colo iei toate jucăriile și pur și simplu ascunde-ile, da? Da. Perfect. Mă, Kevin, deci hai să te cunoaștem mai bine acum, că tu ești Kevin de România. Deci câți ani ai tu? 7. 7 ani? Da. Bravo! Are iubită Kevin fratele tău? Nu. Ți-a făcut el semn să zici nu? Da, nu. Ba, dar ți-ai făcut tu semn să zică nu? Da, dar nu mai am. Ba, a, nu mai ai? Nu. Da, ai avut, nu? Da. Păi și cum o chema? Oli. A, o știai pe Oli? Da. Era iubita lui, nu? Da. Îți vorbea acasă de ea? Da. Toată ziua vorbeai de Oli. Păi și de ce v-ați certat? N-a mai funcționat. Da, asta e. Se mai întâmplă câteodată nepotrivire practic de caracter, nu știu cum să zic, nu? Perfect, da. Dar haideți să le spunem oamenilor. Deci tu ești din Brașov. În ce clasă ești? În a întâia. În clasa întâia, da? Da. Și acum ai fost cu școala online foarte mult timp, da. Nu? Și a mers bine școala online? Da. Foarte bine, nu? Bravo! Și te-ai uitat la filmul singur acasă, da. Iar tu, practic, ai fost desemnat de cei de acasă, Kevin de România. Poți să mai faci o dată aia? Să țipi așa tare. Da, ia, fii atent, hai, ia poți. Bă, deci Kevin chiar are plămânii, credeți-mă, adică el e foarte, foarte hotărât. Îmi place foarte mult de tine, știi, și mă bucur mult de tot că te-am cunoscut, dar vreau să spun ceva. La anul ce faci? Nu știu. Ți-ai făcut planuri? Nu. Adică știi că la anul e peste o săptămână. Tu ești de la Brașov? Da. Dar mai faci naveta, să zicem, până la București? Pentru că eu vreau să invit la anul pe cei care au câștigat, pe cei care au participat la concursul Kevin de România, da. Să vină să mai stea cu mine pe aici, pe la emisiune, să mai facem nebunii, să-i facem probleme șefei mele, producătoare, Alina Tolota, să stricăm tot decorul pe aici. Vrei? Da. Vrei să stricăm? Da. Cu ce începem? Cu canapeaua? Uh-huh. Vrei să începem cu canapeaua? Să stricăm? Da. Tu ai sărit vreodată acasă pe canapea? Da. Perfect, asta o să o aștepte pe Alina din ianuarie. Fii atent, am un cadou pentru tine, Kevin Popa, da? Uite-te la televizor acolo, tu ești Kevin de România, perfect, așa. Și am un cadou pentru tine, ce crezi? Premiul de la...
știi că ți-am dat și o pungă de dulciuri. Da. Ții minte? Ai împărțit-o cu tine? Da. Nu am împărțit-o, nu? Ba da. Nu ți-a dat, fii sincer. Ba da. Ți-a dat? Exact. Dar mai puține, nu? Da. Mai puține, știu. Un Xbox! A? Mulțumesc! Ce zici, a? Mulțumesc! Tare? Da. Haide, fii atent. Ăsta e cadou pentru Kevin de România. Nou-nouț, ce zici de treaba asta? Ce zici? Două telecomenzi. Dacă are două telecomenzi? Are două telecomenzi, întreabă ăsta, micu. Nu știu dacă... Are. Nu știu dacă are două telecomenzi, dar are două DVD-uri, ți le dau ție. Și vin două jocuri. Ce... Fii atent. Ia uite-te ce jocuri, ce zici? Tare? Da. Nu prea. Ba, da. Da, și asta, uite, fii atent, da? Ce? Cu roboți. Da. E tare, a? Da. Doar că eu am și acasă. Ce? Ai Xbox? Da, doar că ne-a stricat. A, păi atunci a venit la fix ăsta, la acasă. Da. Ăla era de acasă stricat și ăsta da. E bun, nu? Avem. Da, știi ce? Cu fotbal, mașini. De toate, super, da? În perioada asta să vă jucați, dar dacă tu ai acasă unul, eu zic că ăsta să-l dăm fratelui tău. Păi dar nu mai am. A, deci. Nu deci... mai merge. Deci nu mai merge, nu-l dau lui, nu? Nu. Ne da. Jucăm amândoi. Da, sigur, vă jucați amândoi, da? Da. Bă, da, amândoi vă jucați? Da. Da? Da, are fotbal. Ce zici? Are fotbal. Dacă are fotbal. Păi da. Dacă n-are, face. Avem noi casii. Avem foarte multe cu fotbal casii noi. Atunci îl băgăm CD-urile noastre în Xbox și după aia ne jucăm fotbal dacă ne jucăm și în sală. Da. Și vă jucați fotbal, corect? Da. Dar trebuie să vă jucați și cu sora voastră. Da. Perfect. Perfect. Eu mă bucur că ați venit pe la noi, vă mai aștept, da? Uite, da. Am văzut-o acolo pe sora ta. Și să ai succes, uite și punga. Stai să-l pun la loc, da? Ca să-l poți duce. Și până atunci, pe Instagram acolo, să mai vorbești cu oamenii, da? Da. Pe Instagram la tine, Kevin Popa, te caută. Dar nu prea merge. Ce, nu merge Instagramul? Nu prea. Păi de ce nu merge? Are probleme? Lasă că eu zic că o să-l reparăm. Ia și DVD-ul ăsta, CD-ul. Și să înceapă distracția, da? Da. E tare? Mulțumim. Bravo. Bravo, Kevin, te descurci, da? Da. Bravo. Tu mai rămâi cu mine, nu vrei să mai rămâi cu mine, Casiane? Da. Vrei? Gata, Kevin, lasă. Vim, te supără, frate, tu? Spune-mi, e sincer. Nu. Câteodată te mai ceartă, nu? Da. Atunci. Dar îți mănâncă și dulciurile? Da. Dar eu mănânc un pic mai puțin decât Kevin. Bravo. Pentru că tu ești mai mic și trebuie să ai grijă de tine, da? Da. Bravo. Uite, fii atent, acum tu ești la televizor și îți faci cu ochiul? Ia, fii atent, stai un pic. Acum când e camera, fii atent, doar tu la televizor, acum le faci cu ochiul fetelor. Cu un ochi. Bine. Ia. Păi nu cu ochiul, unul singur. Ia. Aaaa, asta e, pac. Exact, cuceritor, da? Hai, să ai grijă de tine, bine? Da. Perfect. Poți să strigi tare de tot. Ho, 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 ho! Da. Ia zi, tare, da. Ho, 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 ho! Brânciu! Ho, 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 ria, Brânciu! Perfect, mulțumim mult de tot, te mai așteptăm, da? Da. Perfect, ia microfonul și asta vreau să le spun și celor. Gata, te las să te duci la Brașov, vine? Da. Perfect, și să te joci și cu fratele tău.